Vrem să lăsăm orice preocupare, să ne ridicăm în picioare și să ne binecuvântăm în casa lui Dumnezeu în această seară. Și Domnul Iisus Hristos să-și reverse binecuvântarea sa peste fiecare dintre noi în această seară. Slăviți să fie numele Domnului Iisus Hristos. Casa mea, să ajung acolo eu aș vrea, mi-e dor, mi-e dor de tatăl meu, aș vrea să-l văd în fiul său, slăviți să fie numele lui. Mi-e dor, mi-e dor de casa mea, să ajung acolo eu aș vrea, mi-e dor, mi-e dor de tatăl meu, aș vrea să văd pe fiul său, eu sunt de pe pământ, eu sunt de aici de jos. Yeah.
Pentru Domnul să lucrezi, pentru să stai
Amin.
doi ochi să privească spre Iisus, să-i țin, căște ține pe cel izbata izbândă și eterne bucurii. Dă urechi să audă numai glasul lui Iisus, te ține pe calea bună ce te duce în cer sus. Nu le ține pentru lume, dă-le slujba Domnului, că și făcând ce este bine, vom fi toți copiii Lui. Peste cerurile toate să se vadă pe pământ a Lui Dumnezeu dreptate și a Lui har bogat și sfânt. Slava Lui cea necuprinsă de oricine e văzută, când pe bolta cea albastră oamenii atenți se uită. El e cel prea înălțat, cel ce pământul ține, cel ce omul a creat și a dat rosturi divine. Lui să-i dăm iubirea noastră, lui eternă închinare și privind la volta albastră, să-i dă slavă și onoare. Amin. Să vă binecuvinteze. Cânt o cântare veche, dacă o știți, o cântați cu mine trebuie. Nu sunt numai flori pe cale, sunt și lacrimi amare, trecea de cea și prin încercări. Ca să ajungi la biruință, trecea de prin suferință, numai în cer, ca să ajungi în cer. Nu sunt numai flori pe cale, sunt și lacrimi amare, trecea de cea și prin încercări. Ca să ajungi la biruință, trecea de prin suferință, numai în cer, ca să ajungi în cer. Eu sunt calea cu Domnul Iisus, eu sunt calea care duce în sus, să pășiți cu încredere pe ea, patria ta. Nu sunt numai flori pe cale, sunt și lacrimi amare, trecea de cea ce prin încercări. Ca să ajungi la biruință, trecea de prin suferință, numai în cer, ca să ajungi în cer. Mai avem puțin din timpul ce-a trecut, dar la capăt ne așteaptă Iisus, s-a dus să ne pregătească în cer, ca să fim de-a pururea cu El. Nu sunt numai flori pe cale, sunt și lacrimi amare, trecea de cea ce prin încercări. Ca să ajungi la biruință, trecea de prin suferință, numai în cer, ca să ajungi în cer. Dar acum eu mă întorc la tine, cu dorerea sufletului meu, și te rog din inimă, stăpâne, ajută-mă să-ți scujesc mereu toți anii mei din trecut, fără tine i-am trăit, Dumnezeul mi-a iubit. Toți anii mei din trecut, fără tine i-am trăit, Dumnezeul mi-a iubit. Dar acum eu mă întorc la tine, cu durerea sufletului și te rog din inimă, stăpâne, ajută-mă să slujesc mereu. Îmi pare rău așa de mult, de timpul ce l-am pierdut, pace în suflet n-am avut. Îmi pare rău așa de mult, de timpul ce l-am pierdut, pace în suflet n-am avut. Dar acum eu mă întorc la tine, cu durerea sufletului meu, și te rog,
făcut, ai salvat un fiu pierdut. Eu, Doamne, îți mulțumesc pentru mine ce-ai făcut, ai salvat un fiu pierdut. Dar acum eu mă întorc la tine cu durerea sufletului meu și te rog din inimă, stăpâne, ajută-mă să slujesc mereu. Ajută-mă, Doamne, amin. Te lua pe umeri crucea și-ai pornit la drum cu ea. Du-o, frate, cu răbdare și dintre sâmbătăia. Du-o, frate, cu răbdare și din cruce nu tăia. Lua pe umeri crucea și-ai pornit după Hristos. Nu căuta să scap de dânsa și să mă târăși pe jos. Nu căuta să scap de dânsa și să nu târăși pe jos. Crucea trebuie purtată cu răbdare suferit. Du-o cum a dus-o Domnul și urmașii lui cei sfinți. Și urmașii lui cei.
Oh.
Thank you.
cu sufletul mă gândesc acolo să sosesc, să ajung acasă, prin atoris. Necazuri cu uitare, spre cerul cu zborare, pământul pe tine, cu uitare. Amin. Thank you.
citit-o din cartea Iosua, dar de data aceasta vom citi din capitolul 24. Dimineața s-a citit din capitolul 1, acum vom merge la capitolul 24, începând cu versetul 14 în jos. Cuvântul Domnului spune așa: Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, în Egipt, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu care să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis: Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele mari mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor prin care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră toate popoarele și pe amoriții care locuiau în țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Iosua a zis poporului: Voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor Dumnezei străini, El se va întoarce, va face rău și va vă nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua: Nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului: Voi sunteți martori împotriva voastră și vă, căci ați ales pe Domnul ca să-L slujiți. Ei au răspuns: Suntem martori. Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeul Israel. Și poporul a zis lui Iosua: Noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui. Amin. Amin. Tată Ceresc, în clipele aceste locurile și îi mulțumim Dumnezeu că și în această dimineață am putut să auzim cuvântul Domnului care a început cu Iosua și porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iosua nu era o alternativă, ci era o poruncă pe care Dumnezeu i-o dădea lui Iosua. Așa s-a citit dimineață. Iar în seara aceasta vedem undeva la sfârșit de drum, când Iosua, la bătrânețe, ajunge să finalizeze călătoria vieții pe acest pământ, la un moment dat, după ce strânge poporul și le arată toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat, izbăvirea care a adus-o și pretențiile Domnului, capitolul 23, citiți acasă, Iosua vine și spune: Iată, căci acum eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Iosua a realizat că clipa sfârșitului, clipa plecării lui este aproape, dar în ultimele lui clipe, ultimele momente, ultimul timp pe care el l-a mai avut, a vrut să lase un exemplu pentru poporul său. Pentru acei pentru care a luptat, pentru acei pentru care și-a dat silința să-i conducă după cuvântul Domnului. Și ajunge versetul 15 și mă voi limita să aduc înaintea noastră câteva gânduri pe care cred că Iosua le-a avut în vedere. În versetul 15, la finalul versetului, Iosua este cel care spune cuvintele acestea atât de minunate, de care am amintit și adimineață. Ultima propoziție. Spune: Cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. E normal să pun întrebarea, e normal să vă puneți întrebarea: ce l-a determinat pe Iosua să rostească aceste cuvinte? Și bineînțeles că probabil că unii vor spune: Iosua, după o experiență îndelungată cu Dumnezeu, a ajuns și el, acum în anii bătrâneții, a ajuns la concluzia că este bine să-L ai pe Domnul de partea ta. Oare așa să fie? Slăvit să fie Domnul! Pentru că în seara aceasta vreau să vă spun pentru fiecare dintre noi. Pentru că trăim într-o vreme când fiecare am dorit să fim binecuvântați, să avem o viață binecuvântată. Vreau să vă spun în seara aceasta că o viață binecuvântată depinde de alegerile corecte. Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea ca în viața noastră să facem alegeri corecte. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că
alegerile făcute în tinerețe te urmează la bătrânețe. Aviz tinerilor, sunt tineri aici. Alegerile pe care le faci în tinerețe te urmează la bătrânețe. Spun lucrul acesta pentru că îți motiva și Sfânta Scriptură arată atâtea exemple prin care mi-arată lucrul acesta. Un exemplu care mie mi-e foarte drag e că poate câteodată vă plictisesc cu el. Sau cu ele. Dar este Cuvântul lui Dumnezeu care este lăsat pentru fiecare dintre noi ca să ne învețe, să ne modeleze și să ne facă să ne deschidem inima spre Dumnezeu. Uitați cum lucrează Dumnezeu. Aduc înaintea dumneavoastră imaginea lui Daniel și mă refer la tine și aș vrea să știți și mă rog în mod special pentru cei tineri. Vin și repet, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. O poruncă însoțită de o făgăduință. Dacă vreți să beneficiați de ce? De viață frumoasă, de binecuvântare. M-am uitat la Daniel și îl văd pe Daniel, un copil care a ascultat de părinții lui. Fiind dus în casa robiei, ajunge la un moment dat să fie pus în cumpănă, să facă o alegere. Uitați ce face Daniel. Cartea Daniel, versetul, capitolul 1, versetul 8, spune așa. Când a fost oferta adusă în fața lui Daniel, spune, Daniel s-a hotărât să nu se zburce cu bucatele de la masa împăratului. Ce a făcut Daniel? A făcut o alegere. A făcut o alegere. S-a hotărât. Haideți să vedem ce face Dumnezeu. Versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să aibă trecere înaintea oamenilor, înaintea căpetenilor, oamenilor drăgători. Măriți să fie Domnul. Amin. Cum lucrează Dumnezeu în urma alegerii? Daniel s-a hotărât, a făcut o alegere și Dumnezeu este Cel care a făcut trecere lui Daniel. Când eu mă hotărăsc, când eu fac o alegere, Dumnezeu privește în viața mea, privește la mine, privește la alegerea pe care am făcut-o. Dacă alegerea pe care am făcut-o este o alegere corectă, care cinstește pe Dumnezeu. Reamintesc ceea ce am citit, ceea ce a spus Iosua poporului. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. Și vreau să fac o paranteză prin care să vă spun căci Dumnezeu nu se lasă bajocorit, spune cuvântul Domnului. Iosua aduce înaintea poporului lucrul acesta și le spune cu Dumnezeu nu vă puteți juca cum vreți voi. Astăzi sunt cu Dumnezeu, că e duminică, și luni, m-ați merg cu joi, vine sâmbătă, îmi fac eu treburile mele. Nu. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Dacă nu țineți cont de lucrul acesta, s-ar putea ca Dumnezeu în marea lui răbdare, la un moment dat și răbdarea lui Dumnezeu are o limită. Pentru că Dumnezeu a hotărât o zi a judecății pentru fiecare și o zi în care va intra judecată și cu tine și cu mine. Știi care e ziua aceea? Nu știi. Și pentru că nu știi, fă o alegere corectă. O alegere care să fie spre slava lui Dumnezeu. O alegere care să-L cinstească pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, din ceruri, te va cinsti, mai să fie Domnul. Acesta este principiul prin care lucrează Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu poți să-L păcălești. Cu Dumnezeu nu poți să te joci de ascunsă. V-ați ascunsă. Doamne, iată-mă, Doamne, nu mai sunt. Spuneam dimineața versetul din cartea Eclesiastru, teme-te de Dumnezeu, ceea ce spunea El. Pentru că Dumnezeu va aduce o zi în care va scoate la iveală toate faptele tale. Spune cuvântul Domnului că într-o zi vom da socoteală pentru fiecare cuvânt pe care l-am rostit. Oh, dacă eu sunt un om înțelept și înțeleg lucrurile acestea, înseamnă că viața mea va fi o viață echilibrată. O viață în care voi face alegeri corecte, privind spre Dumnezeu. Mă voi uita în viața mea și voi vedea atitudinea mea, comportamentul meu și tot ceea ce fac eu. Aduce cinste lui Dumnezeu sau din cauza comportamentului meu numele lui Dumnezeu este hulit, este bajucorit. Dumnezeu e gelos. Dacă numele Lui e bajucorit din cauza mea, s-ar putea ca mânia Lui să bată asupra mea. S-ar putea ca în loc de binecuvântarea care a fost promisă pentru mine, pentru toți cei ce ascultă de El, să se schimbe în blestem. Pentru că opusul binecuvântării este blestemul. Dumnezeu este Cel care își oprește binecuvântarea spre tine. Și când Dumnezeu își oprește binecuvântarea spre tine, știi ce vine? E târziu să spui, Doamne, de ce chiar eu? Doamne, de ce eu? De ce chiar mie? Eu mai merg pe la biserică, eu nu sunt ca alții.
Haideți să vedem în seara aceasta câteva exemple, câteva alegeri esențiale pentru o viață binecuvântată, esențială pentru a putea avea o relație corectă cu Dumnezeu. Și uitați-vă, mă duc cu gândul și m-am întrebat și eu, ce l-a determinat pe Iosua să spună aceste cuvinte, să facă această alegere? Într-un episod al vieții, al perioadei istorice pe care a trăit-o Iosua, relatarea biblică ne arată că într-o zi Moise îl cheamă pe Iosua la el și pe Caleb și încă 10 și le spune, voi veți fi oamenii noștri de bază care va trebui să mergeți în țara Canaanului, în țara pe care Dumnezeu a promis că va da în stăpânire, ne va da nouă în stăpânire, o țară în care curge laptele și mierea. Duceți-vă, uitați-vă și veniți să aduceți nevești. Cred că atât de mare bucurie a fost în inima lui Iosua și în inima lui Caleb și în inima celor 10. Mai erau încă 2 milioane de oameni. Din cei 2 milioane, ei 10 au fost aleși să meargă într-o misiune atât de mare. În sfârșit cineva ne bagă în seamă. În sfârșit avem și noi valoare. În sfârșit cineva ne recunoaște meritele. Nu e normal să spui lucrul acesta. Când cineva apreciază ceea ce faci, când cineva se uită la tine și vede, tu poți să faci un lucru, tu poți să rezolvi o problemă, tu, dacă te pun în lucrul respectiv, am garanția că tu duci la bun sfârșit lucrarea aceasta. Înseamnă o apreciere în partea cuiva care are o responsabilitate. De data aceasta, Moise se uită la cei 12 și spune, eu am încredere în voi. Mergeți, cercetați țara și aduceți-i în vești. Și bineînțeles, oamenii aceștia au intrat, au plecat în țară, au cercetat țara. Au mers ei pe drum și la un moment dat au început să le tremure picioarele. La un moment dat, unii dintre ei au zis, așa ceva nu se poate. Țara aceasta, într-adevăr, e o țară deosebită. Dar uitați-vă, munții aceștia mari, nu numai atât. În țara aceasta, uitați, sunt fiii lui Anac. Noi am auzit despre ei, dar acum i-am văzut. Sunt uriași. Ne vor mânca. Nu știu cine a fost dintre ei primul care a sesizat lucrul acesta. Din tribul lui Iuda, din tribul lui Manase, din tribul lui Ruben. Nu pot să știu care a fost, dar a fost unul. Și după unul se-a ceilalți. Și se prinde de la unul la unul sentimentul acesta. Suntem prea mici. Pentru că acesta este spiritul de mulțime. Au privit, au văzut și au zis, e prea de tot. S-au tot înapoi la Moise. Și oamenii aceștia au început să băicărească, să plângă, să spună, Moise, într-adevăr, țara este bogată. Dar suntem așa de slabi. Noi suntem ca niște furnici în fața lor. Ăștia sunt niște uriași. Au cetăți întărite. Ăștia ne vor mânca de vin. Între cei 12 se mai afla și Iosua și Caleb. Au fost și ei cu aceștia, au văzut aceleași lucruri pe care le-au văzut și ei. Toți au văzut țară întărită, cu cetăți întărite, toți au văzut uriașii care erau acolo, toți au văzut munții aceia care erau foarte greu de cucerit. Pentru că e greu să duci o luptă în munți. Mai ales când de partea cealaltă sunt uriași, ai toate motivele să-ți fie frică. Dar, dragii mei, dintre toți cei mulți, au fost doi care au văzut altceva. În loc să vadă munții cu probleme, în loc să vadă uriașii care erau puternici, în loc să vadă cetățile care erau întărite, au văzut un Dumnezeu izbăvitor, mărit să fie numele. Și prima alegere care trebuie să o iei și care trebuie să o faci în seara aceasta, este alegerea să mergi cu mulțimea sau să mergi cu cei puțini. Este alegerea ta. Sunt mulți care vor zice și astăzi, ei, ce atâta restricțiile calea pocăinței? Mai lăsați-mă cunosc eu toate lucrurile acestea. Iubiții mei, mulți vor să vină la divertisment în bisericile noastre. Mulți care nu se afirmă în lumea aceasta vor să afirme în bisericile noastre. Mulți care n-au nimic de a face cu închinarea, cu smerenia înaintea lui Dumnezeu, vin că se simt bine aici pentru că le face pe plac. Dumnezeu nu spune să le faci pe plac omului. Dumnezeu spune să-L cinstești pe El. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Mulțimea va spune se poate și așa.
Dumnezeu spune, eu sunt sfânt. Cine este sfânt să se sfințească? Vor fi mulți care vor veni ca la divertisment, dar puțini care vor veni într-o închinare adevărată. Iosua a spus, țineți cont, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Mai mult decât atât, Cuvântul lui Dumnezeu spune în cartea Eclesiastului, capitolul 5, versetul 1. Și noi cântăm cântarea atât de frumos și ne place să o cântăm. E o cântare melodică, netresaltă inima. Păzește-ți piciorul străine. Haideți să schimbăm piciorul, puțin refrenul cântării aceea, propoziția aceea. Și se spune, păzește-ți piciorul creștine când vii la cortul întâlnirii. Iubiții mei, e atât de ușor să vii la o sală de spectacol, dar e atât de greu să vii înaintea lui Dumnezeu, să conștientizezi că vii înaintea prezenței lui Dumnezeu, să vii înaintea celui care trebuie să te prăbușești, să-ți recunoști neputința, să-ți recunoști slăbiciunea vieții, să-ți recunoști falimentele vieții și să spui, Doamne, eu am nevoie de ajutorul Tău. Te întreb în seara aceasta ce alegi? Să mergi cu mulțimea? Largă este poarta, lată este calea, care duce unde spre cer? La pierzare. Și mulți sunt cei ce merg pe ea. Astăzi ești pus să faci o alegere. Dacă vrei să ai o casă binecuvântată, o familie, o viață binecuvântată, trebuie să alegi. Vei merge cu cei mulți sau cu cei puțini? Pentru că îngustă este calea, strâmtă este poarta. Care duce unde? La viață. Și puțin sunt cei ce au. Iubiții mei, cuvântul se împlinește fie că vreți, fie că nu vreți. Mulți chemați, puțini aleși. În seara aceasta sunteți în fața cuvântului Dumnezeu și aveți șansa să alegeți. Pentru că o viață binecuvântată nu este rezultatul unei șanse, spuneam și dimineața, ci o viață binecuvântată este suma alegerilor pe care tu le faci. Ține cont de lucrul acesta. Dacă vrei să ai o viață binecuvântată, fă alegeri corecte. Doamne, ajută-ne la acesta. Îl văd pe Iosua și pe Caleb. Cei doi care au venit și au spus, noi vedem altceva, vedem un Dumnezeu care îi izbăvește. Și pentru că ei l-au văzut pe Dumnezeu, Iosua și Caleb au beneficiat de binecuvântarea lui Dumnezeu. Măriți-vă de Domnul. Vedeți, dumneavoastră, Caleb iasă din peisajul acesta istoric, până mai spre finalul cărții, când mai apare încă o dată. Dar mi-am pus întrebarea și m-am întrebat ce a determinat această alegere. Erau mulți, 12. Din 12 mă uit și văd că Caleb s-a uitat la Iosua și a zis, măi, Iosua asta a fost un om în care Moise a avut încrederea asta de aproape de Dumnezeu. Îmi place felul lui de viață, îmi place smerenia lui, îmi place atitudinea lui de reverență înaintea lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu ca el. Probabil că Iosua s-a uitat la Caleb și a zis, măi, Caleb este un om ascultător. Este un om devotat. Este un om gata de sacrificiu pentru Domnul. Este un om care este de partea Domnului. Îmi place de el. Și cred, dragii mei, că Iosua s-a uitat la Caleb. Caleb s-a uitat la Iosua. Și ei s-au luat unul pe altul exemplu. Ca modele de trăire și în relația lor cu Dumnezeu. Știți ce mă face să cred lucrul acesta? Că în viața de zi cu zi contează o altă alegere. Și a doua alegere care vreau să spun este ce model alegi în viața ta? Contează modelul pe care îl alegi în viața ta? Pentru că modelul pe care îl alegi în viața ta va influența viața ta. Modelul pe care tu îl iei este modelul care va creuna viața ta și forma ta care va fi de final. Ce vei fi tu? Pentru că, dă-mi voie să spun, modelul vieții tale este cel căruia tu deschizi ușa cu care tu stai la masă, cu care tu îți împărtășești opiniile și părerile, este cel cu care tu ești în anturaj, este cel cu care tu umbli, acela este modelul vieții tale. Și repet ceea ce am spus dimineață, spune-mi cu cine te tovărășești. Și îți voi spune cine ești. Proverbul românesc are atâta spiritualitate și atâta adevăr exprimă. Nu poți să te întovărășești cu un om destrăbălat și să spui pe un om, știi, eu sunt sfânt.
Nu se poate. Spunea fratele dimineața că dacă te atingi de ăla care iasă din mine, minerul ăla murdar și treci lângă el și ești impostul și te atingi de el, automat te murdărești. Deci nu trebuie să fii intrat în mine. Dar e suficient să stai în prezența lui. Și dacă intri într-o, știu eu, într-un număr mare de ortaci și tu ești la costum și gravată și costumul alt frumos și ortacii au ieșit din mine, vreau să spun că nu peste mult timp vei fi și tu ca ei. Sigur. Nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să intri tu în mine. Dar e suficient să stai între ei prin iasă din mine. Cam așa este și în viața spirituală, dar oamenii pe care ai în preajma ta vor influența viața ta spirituală. Vor influența creșterea ta. Ei vor fi modelul tău. În fața lor tu vei lăsa barierele jos, încet, încet, și îți vei deschide inima și vei spune tot ce este în inima ta. Și vreau să spun, măi, în ziua de astăzi, nu suntem chemați să lăsăm barierele jos. Sunt multe bariere, nu vorbim de astăzi. Dar noi suntem chemați să ridicăm barierele sus. Să punem bariere, să punem stabilă influenței nefaste ale lumii acestea. O lume care mere la pieire. O lume care mere desmetică spre destrăbălare. Dumnezeu spune, această seară și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune care sunt modelele tale. Alege modele corecte dacă vrei să ai o viață binecuvântată. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, aș vrea să pun mai multe alegeri, dar voi căuta să punctez pe cele mai importante. O altă alegere în viața noastră de zi cu zi este să alegi să îți identifici corect idolii din viața ta. Am zis bine. În viața fiecare dintre noi există o, știu, o sumă de idoli în fața cărora ne închinăm noi. Probabil că mulți vorbesc din televizoarele idolii. Nu contest. Pentru unii sunt idoli și acestea. Dar puteți vedea idolii din viața dumneavoastră și să-i identificați, să-i zdrobiți, făcând o listă a cheltuielilor pe care le aveți. În decursul la câteva luni, să spunem așa. Facem o experiență. Și veți vedea că în decursul lunii sunt bani care merg într-o parte mai mulți. Bani alocați într-o anumită direcție. Aceia sunt idoli ai noștri. Veți râde și veți spune, frate, băi, cea mai mare parte din bani merg undeva la Eomgaz. Excepție, pe când Eomgaz, electrica, apa, nu acestea sunt idoli. Dar uitați-vă că sunt mulți bani pe care îi cheltuiți pe lucruri pieritoare, lucruri fără valoare. Și banii care îi cheltuiți nu se mai întorc înapoi. În schimb, vin scuze. Știi? N-am putut să dau bani la casa Domnului luna asta, pentru că problemele mele sunt atât de multe, încât nu fac față. Vor veni și mai multe. Vor veni și mai multe, dragii mei. Pentru că dacă nu îl cinstești pe Domnul cu averea ta, cu ceea ce Domnul ți-a dat, Dumnezeu spune că suflă ce-l bunisești tu. Și tot ce strângi, pui într-o pungă spartă. A aduce la casa Domnului zeciuiala mea, a aduce partea Domnului și o închina-o Domnului, înseamnă dependența mea față de Dumnezeu, recunoscută. Îmi recunosc dependența față de Dumnezeu. Recunosc că Dumnezeu este sursa binecuvântării mele. Recunosc că Dumnezeu mă binecuvântează, eu am și din ce îmi dă Dumnezeu. În semn de recunoștință îi dau înapoi o parte Domnului. Specific casa Domnului. Nu, las că fac eu bine la X și la Y. Mai ales când mă vede cineva. Nu. Deci ceea ce vorbesc astăzi, vorbesc despre casa Domnului. Cartea prorocului Maleahii spune, aduceți darurile voastre la casa Domnului, să fie mâncare în casa Domnului, să fie versuri de binecuvântare. Și veți vedea dacă eu nu voi deschide zăgazurile cerului și nu vă voi binecuvânta. Punct. Nu vreau să predic despre zeciuială. Dar vreau să predic despre idoli, care ne cuprind așa de ușor, și mai nou, în epoca aceasta modernistă, așa de ușor se lipesc de noi. Haideți să vă arăt niște idoli. În cartea Genesa, după ce Iacov are o experiență tristă în copiii lui, fuge de din locul în care a fost
și ajunge la Betel. Și uitați ce spune Iacov la Betel. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm, să ne suim înaintea lui Betel. Căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria mea. Deci mențineți aspectul. Iacov, în relația lui cu Dumnezeu, cunoștea și știa că nu se poate apropia de Dumnezeu oricum. Iacov știa că Dumnezeu e Dumnezeu gelos, care nu acceptă oricum închinarea. Și vine și spune casă lui la toți, spune: noi va trebui să ne întoarcem la Dumnezeu. Dumnezeu este sursa scăpării noastre. Este ocrotitorul nostru, este pauza noastră. În necazul în care am intrat, numai El poate să ne izbăvească. Știți istoria ce a făcut frații din noi, da? Nu vă spun eu astăzi, o citiți acasă, dacă nu. Dar Iacov este conștient că în pericolul în care se află, doar Dumnezeu poate să-i izbăvească. Și strânge casa și spune: înaintea lui Dumnezeu nu putem veni oricum. Vă rog, rețineți. Înaintea lui Dumnezeu nu pot să vii oricum. Nu pot să vii înaintea prorocilor. Știi, frate Viorel, roagă de bine că am o problemă să se pună Domnul. Și discuți și la roagă de Viorel și vă spun eu astăzi toți, tuturora. Dumnezeu nu este slujitorul meu. Dumnezeu nu este la cheremul meu. Eu văd o profanare și o apostozie să-L ispitesc pe Dumnezeu așa. Adică eu nu mă rog, nu mă sfințesc, nu trăiesc viața, dar ispitesc pe Dumnezeu și ispitesc și pe prorocul Domnului. Dumnezeu când are să-mi spună ceva, eu mă plec în rugăciune, pe genunchi. Mă strofoc, mă zdrobesc. Și Dumnezeu din cer privește, dacă inima mea e sinceră. Și Dumnezeu din cer îmi vorbește și are Dumnezeu atâtea metode să vorbească. Noi vrem un Dumnezeu telegrafic, Doamne, și cred că e plină centrală din cer de telefoanele care merg. Așa, la repezeală. 5 minute. Mă duc pe Doamne, mi-am adus aminte ceva. Doamne, ce să fac? Ies Albaniaga. Fraților, nu vă înșelați. Nu vă înșelați și nu chemați mânia lui Dumnezeu. Peste viețile dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră. Vreau să înțelegeți. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Este un Dumnezeu care nu se lasă batjocorit. Vă rog, rețineți. Și uitați ce continuă mai departe. Că ce le spune Iacov acestora: ei au dat lui Iacov tot dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Și Iacov i-a îngropat la pământ sub sejarul de la Sihem. Vreau să fac o mică remarcă. Printre dumnezeii străini, oricum nu este timp acum ca să discut problema aceasta. Familia lui Iacov a dat toți dumnezeii străini, toate amuletele care le avea, toate lănțișoarele care le avea, toate brățările care le avea, toți cerceii care aveau, i-au pus jos. Știți de ce au făcut lucrul acesta? Pentru că toate acestea erau simboluri ale dumnezeilor străini. Diavolul e șiret. Diavolul știe atât de bine să combine lucrurile, să amestece pe cele sfinte cu cele nesfinte, încât nu le dăm seama și noi credem că este bine. Și spune, pe ce dacă porți o cruciuliță la gât și o cruce, că doar ești creștin. Deci nu are nimic. Uitați-vă că lucrurile acestea sunt puțin mai complicate. Când merge în istoria lănțișoarelor și a tuturor amuletelor care erau purtate, erau amulete de noroc. Amulete care se poartă noroc, amulete înclinate al unui zeu al norocului. Mai mult brățări care să te ocrotească. Și diavolul vine și spune, lasă că porți o brățară și pui acolo Jesus. Și brățara aia te ocrotește. Fals! E drăcească! Cercei în ureche, trecească. Cercei în ureche erau purtate de femeile care aparțineau unui trib care se închinau cu un anumit Dumnezeu. Și în funcție de Dumnezeu în care se închinau ele, purtau cerceii cu o anumită formă. Și astăzi sunt tipuri care poartă găuri în urechi și slărgesc urechile și fac niște urechile alea colosale, care te desfigurează. Pentru că tot ce este drăcesc, te desfigurează. Dumnezeu vrea să te facă frumos. Înaintea lui Dumnezeu ești frumos și ai fost creat frumos. Diavolul vrea să te facă să te nălucească. Să te urățească. Și după ce te-ai sulemenit cu tot felul de vopsele și asta, după ce te-ai stricat pielea feții și te-ai făcut fie cum, vii și spui, Doamne, pe de ce stai așa? Și mă duc și apelez la oameni și la doctor și... Dragii mei, nu vă lăsați înșelat. Dumnezeu spune cine este sfânt să se sfințească. O altă alegere este să-ți identifici dumnezeii străini care sunt în casa ta, în viața ta, să elimini, să poți veni înaintea lui Dumnezeu curat. Să poți primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu se primește în termenii stabiliți de Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă. Binecuvântarea lui Dumnezeu se primește în termenii stabiliți de Dumnezeu. Și ea depinde de alegerile dumneavoastră.
alegeți să mergeți cu mulțimea, cu lumea aceasta. Este o lume care întoarsă pe dos. Nu pot să o înțeleg niciodată. Mi-era rușine când eram copil și că credeam și rupeam pantaloni. Și fugeam și bunica era cea care lua partea. Și las că-i coase bunica să nu se vadă. Și îngosea pantalonașii să nu se vadă. Azi dublă cu zdrențe de drum. E normal, așa vă întreb, pe dumneavoastră. Nu e normal. Dar diavolul vrea să atragi privirea. Ca bărbat, ca femeie, să-ți vezi mușchii, să-ți vezi piciorul, pentru că știe că te strânește poftele și o poftă odată strânite duc spre păcat. Pentru cine vrei să fii frumoasă sau frumos? Pentru cel de lângă tine? Pentru Domnul? Sau pentru lumea aceasta? Astăzi Cuvântul Domnului spune, ai de făcut o alegere. Frumos pentru lume sau frumos pentru Dumnezeu? Frumusețea lui Dumnezeu nu vede lumea. Frumusețea lui Dumnezeu o vede Dumnezeu. Începe din lăuntrul tău. Începe în ființa ta toată. Și Dumnezeu vede și te face mai frumos și mai prețit, mai de valoare pentru El. Și când ai valoare în ochii lui Dumnezeu, rugăciunea ta e ascultată. Acesta este beneficiul cel mai mare. Să te asculte Domnul în ziua. Aleluia! Nu spune că nu vor fi necazuri în viața ta. Nu spune că din moment ce l-a acceptat Dumnezeu, vei fi scutit. Dar spune în schimb, eu voi fi cu tine. Și când El este cu tine, când Hristos Domnul este cu tine și la cârma vieții tale, tu ești biruitor, mărie să fie Domnul. Amin. Să alegi să fii mulțime, dar să nu mergi cu mulțimea. Să alegi modele corecte pentru viața ta. Să alegi să-ți recunoști idolii din viața ta și să-i sfărâni pentru a fi curat înaintea lui Dumnezeu. Și aș putea spune o altă alegere care cred că este foarte importantă. Să alegi să-ți cunoști limitele. Există în viața fiecare dintre noi anumite limite pe care trebuie să le avem. Iar limita ne-o dă o roadă a Duhului Sfânt care poartă numele de autocontrol. Să fii în stare să te autocontrolezi în tot ceea ce faci. Este una dintre alegerile cele mai minunate. Să știi să spui limită atunci când se ridică valuri pe marea vieții și tu trebuie să iei o decizie. Să știi până aici pot să merg. Până aici mi-este îngăduit. Este atât de frumos să cunoști planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu în viața ta pentru a-ți fixa aceste limite care au menirea să te protejeze. Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți dă acea rodă al Duhului Sfânt, autocontrolul, prin care puterea Duhului Sfânt intră în ființa ta și te face conștient de ceea ce Dumnezeu vrea și ceea ce lui Dumnezeu îi place. Și tu, acordându-te pe aceeași undă cu unda Duhului Sfânt, stai la dispoziția lui Dumnezeu. Îți fixezi o limită și spui, eu nu pot să trec dincolo de asta. Și atunci când îți fixezi o limită, dragul meu, vreau să spun că cuvântul tău capătă valoare. Atunci când ți-ai fixat limite, daul tău este da și nu este nu. Trăim într-o lume atât de schimbată. Când oamenii se schimbă și schimbă părerile dintr-o parte într alta și trec dintr-o extremă în cealaltă. O lume în care nu mai poți să ai bază nimeni și nimic. Și bineînțeles, vor veni unul și vor spune, știi ce? Biblia spune, blestemat să fie omul care se încrede în om. E relativă. Dacă luăm literam, ar însemna să trăim singuri toată viața. Să nu mai avem încredere în nimeni. Dar vom discuta altă dată asupra acestui subiect. Problema este că limita pe care trebuie să ne opunem este până unde îmi permite Dumnezeu să merg în lumea aceasta, în relația mea cu semenii mei. Spunea Domnul Iisus la un moment dat, cine nu lasă pentru mine mamă, tată, soră, frate, nu este vrednic de mine. Vreau să vă întreb și ce înseamnă lucrul acesta. V-a spus vreodată întrebarea în modul cel mai serios. Ce înseamnă să renunți la cei dragi? Că am putea spune, familia este unul dintre lucrurile cele mai dragi. Dar de dragul Domnului, trebuie să fii în stare să renunți la cei care sunt împotriva lui Dumnezeu. Prima poruncă din lege spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Oare de ce a pus Dumnezeu prima poruncă aceasta?
De ce n-a pus porunca cealaltă să nu ucizi, să nu furi? Nu e mai important să nu ucizi. Nu e mai important. Și acum eu vă spun așa în mare. Deci, cărturarii evrei care au citit și au studiat, au spus că dacă reușești să păstrezi prima poruncă, le împlinești toate celelalte. Dacă nu păstrezi prima poruncă, le calci toate celelalte. Minunat lucru. Doamne, ajută-ne să păstrăm prima poruncă. A trecut timpul. Dar pe lângă faptul că trebuie să alegi limita la care să mergi, mai este o limită care depinde și relațiile noastre interumane. O alegere. Alegerea cuvintelor pe care le folosești. Tu alegi ce cuvinte să spui. În viața de zi cu zi se vor ridica multe probleme, vor veni multe tensiuni, vor fi momente mai tensionate, momente mai puțin tensionate și momentele acelea se vede valoarea ta de copil al lui Dumnezeu. Cuvintele pe care le folosești. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, cuvintele pot să ucidă și pot să dea viață. Cuvintele pot să ridice și pot să doboare. Depinde de tine ce alegi. Care sunt cuvintele pe care le folosești și le spui. Problema este că nu totdeauna cuvintele pe care le spun eu lui Costică sau lui Filip contează când le spun lor în față. Contează cuvintele care le spun că nu sunt ei de față. Vreau să înțelegeți. Pentru că diavolul are abilitatea atât de mare încât cuvintele pe care le-ai spus, odată ce le-ai spus, s-au dus. Sunt irreversibile, nu se mai pot întoarce. Și diavolul are grijă să aducă acele cuvinte pe tapet când ți-l mai dragă. Păi n-ai spus tu la cutare lucru? Și mai ai pretenția că mi-ești prieten, Costică? Și Costică, ce știi? Păi m-am scăpat. Iubiții mei, ca și creștini, n-aveți voie să vă scăpați. Suntem chemați să binecuvântăm. Suntem chemați să ridicăm, nu să doborăm. Suntem chemați la sfințenie. Fie ca Domnul să ne ajute. Amin. Să trăim o viață sfântă. Amin. Și cred că se cade să încheie cu cuvintele pe care le găsim scrise în Epistola către Galateni, în capitolul 6, cuvinte care au o rezonanță atât de mare și care sunt atât de reale în viața fiecăruia dintre noi, fie că vrem sau nu vrem să acceptăm lucrul acesta. Versetul 7 din capitolul 6 spune așa: Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și segera. Cine seamănă în firea lui pământească, va semăna din firea lui pământească cu trezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va semăna din Duhul viață veșnică. Amin. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să facem alegeri corecte pentru a avea o viață binecuvântată. Amin.